Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei a luat în primăvară o măsură extremă și nemai întâlnită de sute de ani în Biserica Ortodoxă Română, a excomunicat trei credincioși din Focșani. Enoriașii se fac vinovați în fața autorităților bisericești că s-au constituit într-un grup schismatic, cu comportament sectar, ce a tulburat în mod repetat liniștea și pacea în interiorul comunității. Decizia a fost luată de permanența lărgită a Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei la ședința din data de 7 mai. Sancțiunile au fost dictate în urma unor tensiuni îndelungate declanșate de pedepsirea preotului paroh de la Biserica Sfântul Apostol Andrei din Focșani. Preotul Georgică Vatră a fost trimis la mănăstire pentru o perioadă de 30 de zile, timp în care credincioșii au protestat, nemulțumiți fiind de măsura dispusă. Un grup de 9 enoriași, între care și cei trei excomunicați, au atacat decizia Arhiepiscopiei în instanță la Tribunalul Vrancea și acum, la jumătate de ani de la scandalul de la Focșani, în al Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei consideră că s-a luat decizia justă în privința celor trei enoriași excomunicați. Nu poți controla pe oameni, oamenii au libertate, libertatea o folosește fiecare așa cum crede de putință. aceasta este societatea care trăim cu libertate irresponsabilă, democrației la fel prost înțeleasă, fiecare crede că are dreptul să jignească, să defăimeze pe celălalt. Să o facă, dar după aceea dar să pătească. Un prim termen al procesului a avut loc în luna iulie, când completul de judecată a admis cererea de abținere a magistratului căruia îi fusese repartizată cauza și s-a dispus o nouă repartizare. La termenul de ieri, Tribunalul Vrancea a amânat pronunțarea pentru data de 22 octombrie.